Stăm acasă, dar continuăm. Ediția de astăzi ne duce la Gotair, nu foarte departe de noi, într-o discuție cu Cosmin Angheluță, directorul general adjunct al companiei și director executiv de vânzări, fiecare din ce perspectivă îl cunoașteți mai bine. Bine te-am găsit, Cosmin! Bine v-am găsit și îmi pare bine să intru în contact cu voi și implicit cu toți cei care vă urmăresc. Acum, partea asta cu stăm acasă, în câteva dintre interviurile mele nu s-a potrivit neapărat, văd, nici în cazul tău nu este exact, nu e mot-a-mo, nu reflectă situația ta din acest moment. Cu toate acestea, din câte știu și la Gotair, stăm acasă, este deviza care funcționează. Spune-ne tu, te rog, cum funcționează în acest moment Gotair și ce măsuri s-au luat în această perioadă de pandemie? Pare bine să spun așa, reprezentantul companiei noastre în momentele astea, pentru că în acest moment pot spune că funcționăm remote total. Toți colegii noștri funcționează de acasă și funcționează în condiții optime. Compania este pregătită pentru a face față aceste perioade. De altfel, fiind o companie, să spun așa, relativ nouă în comparație cu ce companie avem în momentul ăsta pe piața din asigurări, suntem o companie construită a fi o companie modernă. Asta este motivul pentru care ne permitem să funcționăm în remote total și să funcționăm la 100% din parametrii. Am luat toate măsurile pe care autoritățile le-au impus în perioada aceasta și suntem pregătiți să reluăm lucrul după 15 mai în aceeași condiție de siguranță totală. Fără dubii că o să încurajăm lucrul într-o măsură foarte mare de acasă, pentru că nu vrem să avem niciun fel de problemă, nu vrem ca ai noștri colegi să, Doamne ferește, să se îmbolnăvească sau să nu aibă confortul de a da tot ce este mai bun pentru companie și de a-și ține în același timp familie în siguranță. În ceea ce privește vânzările, suntem în permanentă legătură cu partenerii noștri, avem întâlnirile online și pot spune că poate întâlnirile astea sunt un pic mai relaxate, pentru că oamenii sunt siguri, oamenii stau acolo unde sunt ei mai confortabili, iar de multe ori discuțiile sunt și un pic mai relaxate, pentru că vezi, tu știi, când ești acasă ești un pic mai relaxat, ești un pic mai, nu știu, poate ai și așa o atitudine mai familiară cu interlocutorul tău. Deci cred că, știi cum, aduce și lucruri bune criza asta sau perioada asta de criză în viața noastră. Îmi pare bine, obiectiv privind, că suntem 100% funcționali și ca ai noștri colegi, aici țin neapărat să-i felicit pe colegii mei din IT, au făcut posibil ca totul să fie perfect funcțional, partenerii noștri să se simtă în siguranță, clienții noștri la fel. În momentul ăsta funcționăm și în ceea ce privește daunele la fel, 100% remote, și am pus la dispoziția clienților noștri toate serviciile, astfel încât să fim alături de ei în momentele astea în care, Doamne ferește, dar dublat de tot acest stres generat de pandemie, să mai ai și o problemă cu bunurile tale. Așa este, nu știu cât de mult se gândesc și la partea asta, că existența unei pandemii nu anulează celelalte riscuri la care suntem expuși în fiecare zi. Avem deja 2 luni de lockdown, 2 luni de când stăm acasă și, ca să zic așa, consumăm sau nu consumăm, că depinde de produsele. Ne-am schimbat cu toții clar comportamentul de consum din multe puncte de vedere. Putem avea deja niște concluzii cu privire la modul în care businessul a fost afectat de această perioadă de lockdown? Mai este clar că sunt asigurări care în momentul ăsta nu mai au căutare. Vorbeam un pic mai devreme de asigurările pentru călătorii în străinătate. Este clar că aici primele brute subscrise s-au dus în jos. Acum depinde, eu le-aș împărți în 2 categorii. Avem pe de o parte persoane fizice, avem pe de altă parte persoane juridice. Nici unii, nici alții nu își pot lăsa bunurile neasigurate, dar își pot modifica un pic comportamentul în funcție de ce se întâmplă în ziua de astăzi și în funcție de, dacă vorbim despre persoane juridice, despre solicitările care vin spre ei și de cât de angrenată este firma, dacă mai este 100% sau poate nu mai este 100% angrenată în acest proces. Deci, în ceea ce privește persoane juridice, am avut cereri de amânări de rate sau poate am avut cereri de reducerea primelor de asigurare, dar concomitent cu reducerea riscurilor. Iar în ceea ce privește persoanele fizice, în continuare, oamenii
posedă bunurile respective și trebuie să se protejeze împotriva riscurilor care pot apărea. Nu știu, poate nu circul cu autoturismul și poate nu trebuie în momentul o asigurare de o obligatorie, dar fără dubii asigurarea casco trebuie să ți-o păstrezi, pentru că niciodată nu poți să știi ce se întâmplă. Adică, știi, perioada asta de pandemie nu este, dacă vrei, o concentrare a riscurilor pe pandemia asta, este un risc în plus. Dar nimeni nu dă concediu la ceea ce se putea întâmpla până acum. Pandemia asta este ceva care, nu știu, poate va trebui să adauge un plus de precauție din partea noastră, fie că suntem persoane fizice, fie că suntem persoane juridice, fie că judecăm ca și oameni și atunci judeci pentru familia ta, judeci pentru tine, judeci pentru ceea ce poți provoca tu la rândul tău. Acum voiam să spun că avem și asigurarea asta de răspundere civilă personală, e o glumă. Iar ca și persoană juridică, ca și firmă, trebuie în continuare să ai grijă de bunurile tale. Știi tu, în perioada de criză este foarte important să păstrezi ceea ce ai acumulat, să-ți protejezi afacerea. Iar afacerea o poți proteja numai luând în calcul asigurările. Pentru că eu cred că mult mai mult va trebui să valoreze ceea ce ai construit, pentru că, știi, în perioada de avânt economic, lucrurile faci mult mai ușor versus perioada de criză. Evident, se schimbă percepții, se schimbă priorități. Pentru că mai devreme vorbeam și despre părțile bune, să zicem, sau niște părți de care ne putem bucura în această perioadă. Putem vorbi și de o serie de oportunități ale unei perioade fără doar și poate, în esență, gri, dacă nu chiar neagră și de nedorit, o etapă de care vrem cu toții să trecem cât mai repede. Cu toate acestea, se spune că cel mai bine este să înveți din lecțiile care ți sunt date și să identifici oportunități chiar și atunci când ți-e greu. Avem ceva oportunități de identificat aici? Nu știu, din personal, cred că este un pic prea devreme să vedem care sunt oportunitățile. Fără dubii, fiecare companie, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să-și facă niște scenarii, scenarii care nu se vor mai potrivi cu ceea ce a fost până acum. Este clar că trebuie să fim pregătiți să ieșim cu produse noi, dar cred că, dacă vrei, lovitura, hai să spun așa, e propriu spus, o poți da după ce lucrurile vor intra oarecum pe un făgaș normal, vezi cum se aliniază, totul în mediul economic, pentru că este clar că ceva schimbări vor fi. E, în momentul ăla îți poți da seama de ce trebuie, nu? De ce produs trebuie să inventezi pentru a veni în întâmpinarea clientului sau despre ce produse trebuie să adaptezi pentru a veni în întâmpinarea clientului. Fiecare perioadă de genul ăsta întărește o companie sau o slăbește. Mie îmi place să cred că pe noi, ca și companie, ne va întări. Noi, ca și companie, suntem pregătiți pentru lucrurile care vor urma, așa cum vor fi ele, suntem pregătiți să ne adaptăm și să adaptăm compania la ceea ce va urma. Grupul ne-a dat și ne dă confortul unor capitaluri proprii și unui nivel al indicatorilor financiari pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri și cu produse noi, dar și pentru a ne îndeplini funcția pentru care a fost creați noi asigurători. Adică, din punctul ăsta de vedere, suntem total puși la adăpost. Urmează o perioadă de discuții cu brokerii. Noi deja ne-am demarat cu partenerii noștri principali, da? Și în urma discuțiilor o să vedem ce trebuie să lansăm pentru a veni în întâlnirea clienților noștri. Cred că în momentul ăsta rolul brokerilor și rolul nostru este un rol extrem de important. Și fiecare trebuie să ne facem foarte bine treaba. Ei trebuie să cumuleze mesajele pe care clienții le transmit, după care vor urma dialoguri cu noi și împreună să generăm cele mai bune produse destinate lor. Deci cred că în momentul ăsta fiecare ne vom redescoperi 100% funcțiune pentru care am fost creați. Da? Pentru că în momentul ăsta, pentru a da tot ce este mai bun, trebuie ca fiecare entitate, fiecare parte a acestei piețe să genereze maxim de plus valoare. Discutând apoi și despre ce va fi după această perioadă de pandemie, după această perioadă de criză, toată lumea spune că lucrurile se vor schimba, că lumea nu va mai fi la fel, din niciun punct de vedere. Cum rămâne cu relația asigurător-broker-client? Vedem și aici transformări esențiale?
Vreau să-ți dau în primul rând dreptate. Lumea este clar că nu va mai fi la fel cum a mai fost. De altfel, după fiecare eveniment de genul ăsta, fiecare se produce în viața întregii lumi sau în viața noastră, lucrurile nu mai sunt așa cum au mai fost. Esențialul este să învățăm din lucrurile astea câte ceva și să evoluăm, cum bine spuneai tu mai devreme. La fel, o văd și relația asta asigurător-broker-client. Eu aș încadra-o pe tendința evolutivă. Aș vrea ca fiecare să învățăm câte ceva din lucrul ăsta și aș vrea să îmbunătățim toată această relație. Brokerul să meargă în fața clientului și să-i prezinte, poate mai mult ca până acum, avantaje și dezavantaje de a fi asigurat unei companii de asigurări sau alte companii de asigurări. IDD-ul are un rol foarte important și cred că ar trebui să accelerăm un pic importanța lui. Clientul, după aceste explicații, cred că extrem de elaborate ale brokerului, va ști să aleagă în cunoștință de cauză lucrurile sau protecția de care are nevoie. Brokerul, la fel, va trebui să meargă către client să-i propună mai mult decât până acum tot ceea ce înseamnă soluții de protecție pe care el le vede, pentru că va fi, cum spuneam mai devreme, foarte greu să reconstruiești o eventuală afacere care pică sau un eventual bun pe care nu-l mai ai. Mai departe, asigurătorul trebuie să cumuleze toate aceste informații care vin și care, slavă Domnului, sunt destul de multe, și împreună cu brokerul să genereze produse care se muleze mult mai bine decât până acum pe nevoile clientului. Eu văd o evoluție, dar îmi doresc să cred că această evoluție va fi într-adevăr o conștientizare mult mai mare decât până acum a rolului pe care îl avem fiecare în societate și în piața de asigurări. Vreau să cred că vom prețui mult mai mult relația pe care o avem cu partenerul nostru broker și el cu noi, precum și cu clientul pe care îl reprezintă. Vreau să cred că la finalul acestei perioade vom învăța cu toții să fim mai eficienți și să prețuim mai mult parteneriatele. Broker-client, broker-asigurător, asigurător-broker sau asigurător-broker-client și aici încheiind etapa finală în cazul în care intervine o eventuală daună. Pe această notă optimistă, pentru că putem numi optimism, adică să învățăm ceva din perioada asta și să devenim mai buni în ceea ce facem și mai eficienți și să prețuim mai mult consultanța și parteneriatele și relațiile de durată lungă în business. Încheiem interviul nostru de astăzi. Mulțumim tare mult, Cosmin, pentru informațiile legate și de GoTire în sine, dar și din expertiza ta ca specialist în piața de asigurări de atâția ani. Iată că ai prins și o pandemie în această carieră, pentru că probabil ți-ar fi lipsit în palmares, așa că acum ai tacâmul complet. Aveți grijă de voi acolo la GoTire, să fiți în siguranță că de acasă, că de la birou cum se va putea și după 15 și să ne auzim cu bine și să ne vedem și în offline. Mulțumim mult de tot și îți mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care ne-ai dat-o, aceea de a comunica cu partenerii noștri și cu asigurații noștri. Mulțumim mult de tot! O zi frumoasă!